Confruntările din estul Ucrainei continuă. Teroriștii au deschis focul astăzi în mai multe regiuni ale orașului Donetsk, inclusiv într-un cartier rezidențial. Presa ucraineană scrie că mai mulți civili și-au pierdut viața. Explozii și tiruri de artilerie au fost auzite de dimineață la Donetsk, iar localnicii spun că au văzut tancuri ale separatiștilor în centrul orașului. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Ucrainean de Securitate a declarat că armata nu a intrat astăzi în Donetsk. Andrei Lysenko a subliniat că soldații desfășoară operațiunea antitero numai la intrările în localitate, la punctele de control ale separatiștilor. De altfel, militarii au ordin să nu lanseze raiduri aeriene și să nu folosească artilerie în cartierele rezidențiale.